lăudat să fie Domnul Iisus Hristos! Mai mult despre El întotdeauna vrem să vorbim, să învățăm și să avem bunătatea Lui în inimile noastre. Dragii mei, în această seară suntem din nou la studiu biblic în casa Lui Dumnezeu. Aș vrea să vă rog frumos pentru următoarele întâlniri care le vom avea și de altfel oricând suntem la casa Lui Dumnezeu, faceți bine și aduceți Biblia împreună cu dumneavoastră. Este bine că o avem pe ecran, dar mai bine să o avem în mână. Faceți bine și aduceți împreună cu dumneavoastră un carnețel în care să notați ideile care se predică, pentru că sunt învățături pentru noi ca să fim echipați și pregătiți să facem față la multe care se întâmplă în jurul nostru. Când eram împreună cu tinerii, le spuneam uneori, haideți să vedem care are Biblia, ridicați Biblia sus. Și o ridicau sus, unii de rușine luau din bancă, măcar de acolo, și o ridicau în sus, să ridicau și eu Biblie în mână. Acum nu-mi permit să fac cu dumneavoastră la fel, dar aș vrea să știu că atunci când veniți la casa lui Dumnezeu, veniți împreună cu al Domnului cuvânt. Sunt locuri în care se moare pentru cuvântul lui Dumnezeu, sunt locuri în care oamenii sunt arestați și bătuți pentru că îl poartă în mână și noi avem libertate și uneori poate ne e rușine să luăm, ne e greu. Dumnezeu să ne ajute să venim la casa Domnului cu Biblia în mână și să învățăm al Domnului cuvânt. Spunea un păstor foarte frumos, mie nu-mi place în adunare, zicea el, să mi se afișeze echipul pe ecran când predic, pentru că mai important decât să mă vedeți pe mine este să vedeți al Domnului cuvânt și să-L urmăriți împreună cu mine ca să învățați ce vrea să ne spună Domnul. Domnul să ne ajute la aceasta, dragii mei. Luați-o ca un îndemn din partea mea pentru dumneavoastră și o dorință care o am în inimă ca să învățăm împreună al Domnului cuvânt. Am încheiat studiul în Cartea Roman și cred că a fost un studiu bun care l-am parcurs împreună. Am parcurs subiecte care de la sine poate nu le-am fi abordat pentru că sunt mai complexe, mai dificile, dar parcurgându-l am intrat în acele subiecte importante. În această seară intrăm în Cartea 1 Corinteni și vreau să vă spun că este o carte tot la fel de importantă ca oricare carte Bibliei, dar cu aplicabilitate extraordinară pentru ceea ce înseamnă viața bisericii contemporane. Acum, la introducerii, îngăduiți-mi să vă pun în față un exemplu care să ne ajute să înțelegem contextul acestei cărți. De exemplu, în mijlocul unui deșert în care vorbești de nisip și pietre și câteva stânci, la un moment dat apare un oraș. Și pe durată de 150 de ani, acest oraș devine foarte bine construit, devine tot mai populos și tot mai mare și ajunge să fie numit capitala mondială a divertismentului. Mai apoi, orașul acesta devine cel mai populat din statul în care se află. Totodată, între anii 1990 și 2000, în decurs de 10 ani de zile, populația orașului se dublează în acei 10 ani, iar are cele mai multe hoteluri de 5 stele, mai mult decât orice altă țară sau oraș din lume. Este orașul care cuprinde aceste amenități, aceste hoteluri. Are de asemenea multe locuri turistice și atracții turistice și este cel mai vizitat loc turistic anual. În fiecare an când se fac sondaje la locuri unde oamenii vizitează, acest oraș este totdeauna în top. De asemenea, prin natura industriilor care le are și le reprezintă acest oraș și sunt înglobate în acest oraș, a ajuns să fie numit orașul păcatului, Sin City. Și poate dumneavoastră, acum deja vă dați seama, poate cei mai tineri, vorbim despre orașul Las Vegas, din Nevada, din America. Orașul acesta, în mijlocul unui deșert foarte mare, a ajuns să fie unul dintre cele mai celebre orașe și a devenit ca un fel de status social, un simbol în societate. Aproape toate filmele vor să arate spre Las Vegas și mulți oameni doresc să ajungă acolo să experimenteze ce înseamnă Las Vegas. Desigur, l-am putea asemui cu un oraș al destrăbălării. Noi poate spunem mai antic, vorbim ca un fel de Sodoma și Gomora, pentru că industriile care sunt acolo sunt de origine mai mult imorală decât morală și în sensul acesta a primit această poreclă a orașului păcatului. Dar acum gândiți-vă la o ipoteză. Să spunem că cineva vrea să meargă misionar în Las Vegas și vrea să ajungă acolo să evangelizeze oamenii pentru Dumnezeu. Cu ani mulți în urmă, omul lui Dumnezeu, David Wilkerson, s-a dus în New York cu această dorință în inimă să evangelizeze drogații de pe străzile din New York. Dumnezeu l-a folosit cu așa o putere încât acei drogați s-au întors la Dumnezeu, a construit o biserică și a ajuns să fie până în ziua de astăzi o biserică stabilă în care s-a dovedit că puterea Evangheliei este mai mare ca orice viciu și păcat care oamenii îl pot practica. Pentru că Dumnezeu mântuie oamenii prin Evanghelie și noi spunem preamărit să fie Domnul. Presupuneți că merge cineva misionar în Las Vegas și ar vrea să deschidă o biserică acolo. Pun o întrebare. Oare ce probleme am întâmpinat dorind să evangelizăm oameni care sunt mai mult atrași de imoralitate, de casino, de bani, decât de Dumnezeu?
Oare bisericuța noastră nouă, care o înființăm și care o deschidem, ce probleme va întâmpina în decursul anilor slujirii ei? Care vor fi situațiile care se vor confrunta frații din aceea comunitate? Și în același timp se pune o întrebare, oare cum ar face față Evanghelia în astfel de loc? Priviți la societatea în care noi trăim, dacă cineva menționează numele lui Dumnezeu, ca să nu zic al lui Iisus Hristos, oamenii devin agresivi, violenți, se enervează, țipă, înjură. Dacă spui orice altă religie, nu-i mănui, nu-i pasă. Dacă menționezi numele lui Iisus, parcă toate duhurile se înfioară deodată în oameni. Și observați, dragii mei, să fii în astfel de loc în care oamenii merg acolo intenționat pentru păcat, imoralitate, pentru plăceri trupești, oare cum ar face față Evanghelia? Se pune o întrebare. Și ca să putem să înțelegem de ce am făcut această deschidere, este pentru că corespondentul antic al acestui oraș Las Vegas ar fi exact Corintul din vremea Apostolului Pavel. Corintul din vremea aceea era exact ca și Las Vegasul nostru din ziua de astăzi. Las Vegasul are 150 de ani, dacă vreți, de existență. Similar, Corintul a fost reconstruit și era aproape la aceeași vârstă când Apostolul Pavel începe să predice Evanghelia și se naște biserica din Corint. În această mega metropolă a vremii antice, împotriva oricărei nădejde, Dumnezeu face o minune nemaipomenită, naște o biserică și își cordonează împuternicitul pe Apostolul Pavel să o ajute să iasă biruitoare deasupra tuturor adversităților întâmpinate în contextul acelei vremi. Scrisoarea lui Pavel către corinteni, de altfel, este de un extraordinar folos pentru trăirea practică a creștinilor, dragii mei, și aspectele practice din viața creștinilor din toată vremea, deoarece înglobează o sumedenie de tematici care sunt de aplicabilitate practică în viața bisericilor noastre. Și în această simplă introducere, aceste cele trei versete care în această seară le-am citit, Apostolul Pavel ne amintește unul din cele mai fundamentale detalii despre orice biserică locală, anume, biserica este a lui Dumnezeu. Noi putem să spunem biserica din Kitchener, biserica din New York, biserica din Las Vegas, biserica din Arad și le-am pus și numele la unele, biserica Emanuel, biserica Agape, biserica Philadelphia. Dar toate aceste biserici, dragii mei, la fundament, au un singur detaliu care contează cel mai important. Biserica este a lui Dumnezeu. Și acesta este titlul mesajului meu în această seară, este de altfel tematica acestui primul pasaj, primele trei versete, și vom observa ce vrea să spună Apostolul Pavel despre această egidă, Biserica lui Dumnezeu. Ca un fapt divers pentru noi, biserica noastră o numim Church of God, fiind afiliați cu Church of God. Church of God își ia denumirea din exact acest pasaj, din 1 Corinteni, capitolul 1 cu versetul 2, în care Apostolul Pavel menționează Biserica lui Dumnezeu, Church of God. Și în privința aceasta, noi știm că biserica aparține în exclusivitate lui Dumnezeu, care vrem El să fie binecuvântat și lăudat. Amin. Ca să putem înțelege, dragii mei, ce vrea să spună Apostolul Pavel în această carte către corinteni, va trebui să înțelegem pe scurt un mic istoric al Corintului. Spuneam aceea asemuire cu Las Vegasul, acum în schimb îngăduiți-mi să vă explic ce a însemnat Corintul propriu-zis, ca mai apoi să învățăm unde s-a născut biserica din Corint și aspectele ei particulare, să vedem ulterior cum se raportează Pavel la această scrisoare ca să înțelegem autoritatea acestei scrisori și apoi să putem încheia în această seară cu aceste aspecte ale Bisericii lui Dumnezeu. În primul rând, scumpii mei, un mic istoric al Corintului. Corintul este situat în sudul Greciei, pe istmul care desparte peninsula Peloponez de Grecia continentală. Și rog, băieții, la stați să ne afișeze PowerPoint-ul care l-avem pregătit, ca să putem înțelege un picuț mai bine o scurtă geografie, poate se vede și nu se vede prea bine, dar îngăduiți-mă să vedem un picuț pe hartă unde este Corintul. Este mai ușor să înțelegem când vedem vizual. Privim acum partea mediteraneană, în marea aceea. În zona aceea se desfășurează cel mai mult Noul Testament. Undeva în centrul hartei vedeți Grecia și apoi în Grecia se observă unde este Corintul. Desigur, la această scară nu se poate observa prea bine. Mergând mai departe, în schimb, intrăm mai adânc în Grecia, mergând în acea zonă mijlocie din hartă. Grecia desparte Marea Egee de Marea Adriatică și, de altfel, în partea Asia Minoră,
cu Italia, unde era Roma din vremea aceea. În sudul acestei țări se află Corintul, exact unde este acest pătrat roșu, aceea este peninsula Peloponez. Și aceea peninsulă este ruptă de altfel de Grecia continentală, de un mic canal de apă care desparte aceste două corpuri de pământ. Intrând mai adânc în zona aceea, privind direct acum la partea Corintului, în această îmbinare în Grecia de Sud, aici este Corintul. Corintul originar de altfel este partea a doua din hartă, un pic mai jos scrie Corint Mare acolo. Acum, după 1800, Corintul, popul care este în ziua de astăzi, s-a mutat un picuț în sus, în nord. În schimb, în zona aceea este Corintul în care Apostolul Pavel înființează biserica din Corint. Și vedeți, acolo poate nu se vede prea bine, în zona aceea, exact unde este acel pătrat, este o ruptură între cele două mase de pământ. Este un nume care este folosit în limba greacă, diolkos, care înseamnă o rupere, și aici se prezintă acel canal care era între Grecia continentală și peninsula Peloponez. Un canal extraordinar de important, deoarece era posibil să treci mai repede cu vaporul din partea Adriatică în partea Egee. Și astfel, romanii făcând comerț și alte țări făcând comerț din partea Asiatică, treceau mai repede pe acolo decât să ocolească întreaga peninsulă, în care însemna mult mai mult drum, mult mai mulți bani, mai multe pericole. Și din cauza acelui mic canal, Corintul devine extraordinar de important și extraordinar de bogat. De altfel, acum, în ziua de astăzi, așa arată canalul acela. Dacă veți merge pe Google și veți căuta canalul din Corint, veți vedea exact cum trec vapoare sau croaziere imens de mari pe un canal extrem de îngust. Ceea ce vezi în această poză, micuța fâșie de apă care trece pe acolo, nu este doar o iluzie optică, ci este extrem de îngust, încât o croazieră mare trece cu foarte puțină marjă de mișcare în ambele părți. Ei bine, acest canal de sigur acvatic la ora actuală a fost construit de-abia în anul 1800. Au încercat împărații romani în vremea aceea să construiască acea fâșie de apă, dar cu metodele de atunci costa prea mult și era prea greu să sape atâta pământ ca să dea drumul apei să parcurgă. În schimb, cu tehnologia lor de atunci, pe uscat treceau corăbile mari. Le puneau pe niște butuci mari de lemn și oamenii trăgeau și împingeau corăbile și le mutau mai repede pe uscat decât să treacă toată parcurgerea pe apă. Tehnologia antică lucrea și ea în felul ei. Și pe acest canal unde acum este apă, atunci era pământ, s-a săpat, s-a asfaltat și romanii au făcut această lucrare să treacă mai ușor corăbile pe acolo. Mulțumesc foarte mult celor de la stație. În sensul acesta, dragii mei, acesta este Corintul din vremea aceea. V-am făcut această ilustrație ca să înțelegeți mai bine de ce era poziționat bine și de ce a ajuns să fie o capitală, am zice noi, a vremii antice. În jurul anului 500 înainte de Hristos, Corintul devine o metropolă foarte mare, cu lux foarte mult, și începe să se vadă o bogăție mare în zona mediterană. Proximitatea de Atena, undeva la 80 de kilometri este Atena, undeva în partea estică de Corint, a însemnat că filozofii greci antici au adus filozofia și în Corint. De altfel, Ioan Gură de Aur spunea că Corintul se remarca printr-o stare de filozofie și intelect foarte ridicat. Acești greci antici veneau acolo să aducă filozofia. În anul 146 înainte de Hristos, Corintul se revoltă și intră în război cu Roma și romanii îl distrug. Împăratul Lucius Mummius distruge complet Corintul, ca undeva la 100 de ani mai târziu, la 44 de ani înainte de Hristos, împăratul Iulius Cezar reconstruiește întreg Corintul. Și acum, gândiți-vă, în lumea antică, era un oraș complet nou. Pe când în zonă erau multe clădiri, multe lucrări care s-au făcut antice de sute de ani, sau poate chiar de mii de ani, stăteau în picioare, acum Corintul devine un oraș complet nou, cu taile noi, cu paint nou, era împrospătat de-a dreptul. Și Corintul devine un oraș complet nou. Precum ar fi pentru noi azi să mergem în Las Vegas, care este un oraș undeva de 150 de ani în picioare, așa era pentru ei să mergem în Corint. Din zonele antice, din Asia, din Est, din Vest, din Europa, din Nord, să vin Corint era cu adevărat o plăcere, un oraș complet nou. Ei, orașul acesta, dragii mei, ajunge în vremea Apostolului Pavel să aibă undeva la 700.000 de oameni ca populație, din care două treimi, 500.000, erau sclavi.
Doar 200.000 erau oameni liberi în vremea aceea. Acești sclavi au fost mulți aduși din partea romană și au fost duși acolo în Corint ca să aibă un loc de viețuire. Compoziția aceasta se observă chiar în biserica din Corint. 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 26. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Și Apostolul Pavel remarcă, și voi, ca și compoziție, precum este populația unde vezi un om care este bogat și pe lângă el doi, trei care sunt săraci, așa sunteți voi și în biserică. Și nu-i rău aceasta, zice Apostolul Pavel. Mulți săraci, nu cu multă facultate, nu cu multe mașini în driveway, nici driveway n-aveți poate unii dintre voi, dar slavă Domnului că sunteți în biserică. Așa era compoziția bisericii din Corint. În timpul lui Pavel, Corintul era un centru comercial care atrăgea negustori, iar banii erau abundenți. Ioan Hristostom, Ioan Gură de Aur, spunea în felul acesta: în vechime, maniera cu mult privilegii în traiul zilnic al cetățenilor și mai presus de toate celelalte în Corint era bogăția banilor. În Corint se observa mândria aceasta care îi cuprindea, că erau foarte bogați. Cum vă spuneam, acel mic canal, acea mică pășie care dădea voie ca niște corăbii mari să treacă mai repede, însemna un port vamal care lua foarte mulți bani. Și deodată Corintul devine foarte, foarte bogat. Pentru vremea aceea era standardul de lux. Mai mult, Corintul devine un centru al imoralității din lumea antică. Aceste dovezi le vedem prin, de exemplu, templul Afroditei. Undeva în Corintul vechi, pe un munte numit Acrocorint, era templul Afroditei, zeiței Afrodita, la unde, la acel templu, se spunea de un filozof al vremii aceleia că era undeva la 1.000 de femei care erau prostituate profesionale. Oamenii mergeau la acel templu gândind că își aduc închinarea prin a face acte imorale cu aceste femei care erau angajate la acest templu. Așa era imoralitatea în Corint. Mai mult, scritorii antici ne spun că expresia a fi un corintian însemna egal cu a fi un desfrânat și un imoral extraordinar de grosolan. Era o insultă extraordinară: măi, ești ca un corintian, adică n-ai niciun fel de frâu, n-ai niciun fel de limite, ești un imoral cât se poate de rău. Și mai rău, expresia o fată corintiană, de fapt era porecla pentru o prostituată. Vedeai o femeie ușoară pe stradă și expresia era: uite, o fată corintiană. Așa de mare și de adânc era aspectul imoral în Corint, încât îi definea pur și simplu ca și societate. Mai mult, dragii mei, Strabon, unul din filozofii vremii aceleia, spunea: călătoria la Corint nu este pentru oricine. O zicală care în latină a ajuns să însemne ceea ce pentru noi în ziua de astăzi înseamnă ceea ce se întâmplă în Vegas rămâne în Vegas. Este o expresie în limba engleză, adică oamenii merg acolo, beau, iau droguri și fac multe alte nebunii, uitând de ceea ce înseamnă facultăți mentale și a gândi logic, fac prostii care ulterior e rușine de ele și s-a născut această expresie: ceea ce s-a întâmplat în Vegas rămâne acolo, nu știe nici mama, nici tata, nici nevasta, nici copiii, aia să moară acolo împreună cu faptele care le-am făcut. Ei, similar era expresia aceasta: nu oricine poate merge la Corint. Să mergi la Corint însemna că mergeai pentru o aventură extraordinar de mare. Acesta era contextul imoral al Corintului, dragii mei. Când vorbim despre păgânism, era de asemenea foarte răspândit în Corint și în cinstea multor zeități antice erau temple. Gândiți-vă la mitologia greacă care avea mulți, mulți dumnezei sau mulți zei. Vorbim aici despre templul lui Asclepius, al lui Afrodita, al lui Posedion, chiar și templu pentru zeița Isis din Egipt și chiar zeii din Roma, Neptun, Jupiter, Venus și multe alte zei. Zeități erau în Corint. Era, de exemplu, un templu al lui Tiche, care era un zeu pentru noroc. Și veneau oameni căutând să-și câștige norocul, mergând la acel templu, gândind că dacă vor jertfi acolo, vor deveni mai norocoși. Atât de mult era răspândit imoralitatea și păgânismul în Corint. Și în acest context îmbibat în păgânism, în imoralitate, în lux, în bani, în lăcomie de avere, dragii mei, cu o mare discrepanță între bogați și săraci, se naște biserica din Corint. Ca într-un Las Vegas plin de imoralitate, se naște o biserică care prinde rădăcini și Dumnezeu o face să crească. Și acum, haideți să observăm cum arăta
biserica din Corint, căreia Pavel îi scrie această primă epistolă. În primul rând, apostolul Pavel, în a doua sa călătorie misionară, ajunge în Corint. Suntem acum în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul 1. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu de neam, numit Aquila, de neam din Pont, venit din curând din Italia, cu nevasta Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și, fiindcă aveau același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și nu pleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a redat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Neamurile sunt păgânii aceia din Corint. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa un om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui și mulți dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul i-a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Remarcați versetul 10, dragii mei, care este foarte important. Dacă v-ați uitat la un Las Vegas și ați spune cine îi poate scăpa, iertați-mi expresia, poate sună dură, pe curvarii ăștia din viața care o trăiesc. Păi industria pornografică e acolo, industria imoralității, casele de destrăbălare, cazinourile, locuri în care îți pierzi banii, locuri în care îți pierzi mintea și băutură și droguri, toate sunt acolo. Cine îi scapă pe ăștia de acolo și le dă mântuirea? Așa ceva nimeni nu poate să-i mântuie. Și observați ce spune Dumnezeului Pavel: Pavel, am mult norod în această cetate, evident, care Dumnezeu vroia să-l mântuie. Aceasta arătând, dragii mei, Dumnezeu vrea să mântuie păcătoșii, lăudat să-i fie în numele. N-a venit Iisus Hristos să moară pentru aia care sunt neprihăniți, aia care se îmbracă frumos, cuvincios, care nu vorbesc urât. Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său să moară pentru păcătoși. Și spunea apostolul Pavel: dintre care cel din tâi sunt eu, care Dumnezeu m-a mântuit, lăudat să-i fie în numele. Are mult noroc Dumnezeu să mântuie și în aceea cetate de străbălării Dumnezeu are oameni să ducă la mântuire. Stă Pavel un an și 6 luni, după care pleacă mai departe la Efes. Când pleacă apostolul Pavel, vine un alt om pe nume Apollo, care și el era tare în cuvânt și devine un fel de lider al bisericii din Corint. Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 6: eu am sădit, Apollo a udat. A contribuit și Apollo la lucrarea bisericii din Corint. În urma plecării lui Apollo, mai apoi vin alți lucrători și Dumnezeu lucrează în zona din Corint. În timpul acesta, Pavel aude despre Corinteni niște vești foarte neplăcute. 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 11: căci, fraților, am aflat despre voi de la ai Cloiei că între voi sunt certuri. Și aude niște vești că în biserica care el a plantat-o, acum apar niște probleme foarte mari. Și mai mult, după ce face această remarcă, se invocă faptul că apostolul Pavel ar fi scris o scrisoare care precede chiar 1 Corinteni. 1 Corinteni nu este prima scrisoare care Pavel o trimite corintenilor. În 1 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 9, ne spune apostolul Pavel acum, în această primă epistolă, astfel: v-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii, dar n-am înțeles, adică vrea să fac o clarificare în ceea ce i-a scris. Când le-a scris Pavel? Evident, le-a trimis o scrisoare cândva mai devreme, de 1 Corinteni, ca să le facă niște rânduieli în biserica din Corint, în care evident apăreau niște probleme. Și cu toate acele clarificări, încă apar vești că în Corint sunt probleme grosolane.
Până într-acolo, încât la un moment dat, biserica aceasta tânără vede că nu mai poate face față la acele situații și trimite o delegație la Apostolul Pavel, trimițându-i să le ducă niște întrebări din partea lor lui Apostolul Pavel. 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 17. Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat și lui Ahaic, ei au împlinit ce lipsea din partea voastră. Acești trei oameni au venit ca o delegație, le trimiși la Pavel, să aducă niște întrebări din partea acestei biserici. Frate Pavel, tu ne-ai ajutat, ai predicat, ne-ai învățat. Am primit o scrisoare în care ne-ai spus să ne ferim de imoralitate, curvie și altele, dar totuși avem niște întrebări. Și te rog frumos să ne răspunzi la ele. Și trimit o scrisoare prin acești trei oameni. Apostolul Pavel, prin 1 Corinteni, acum ar fi a doua scrisoare, el răspunde la aceste întrebări. De bună oară găsim în 1 Corinteni 7:1, căci cu privire la ceea ce mi-ați scris, Pavel răspunde. Deci observăm, dragii mei, că această epistolă este un răspuns la întrebările unei biserici care se confrunta cu niște lupte și dificultăți. Și se observă, precum era în cartea Roman, cum a spus în ultima dată, că Apostolul Pavel ar fi transcris, sau mai bine spus, dictat această epistolă unui coleg de-al său pe nume Sosten. Acum, în primul verset din această seară, Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, și fratele Sosten, încheind în capitolul 16, urarea de bună credință este scrisă cu mâna mea. Adică Apostolul Pavel denotă faptul că pe undeva a dictat, Sosten a scris și în final el își semnează original această scrisoare care merge către Corinteni. E bine, dragii mei, prin această epistolă învățăm despre problemele bisericii din Corint. Cu toate că noi nu știm ce au scris ei la Pavel, ce întrebări au avut ei, deducem din această vorbire, precum am ascultat conversația unei la telefon, n-auzim ce spune celălalt, dar auzim răspunsul celui care vorbește. Și așa deducem niște probleme din această epistolă care se observă în viața bisericii din Corint. Observați-le pe scurt împreună cu mine. Probleme despre cultul personalității. Au ajuns oameni să slăvească pe unii oameni din biserică mai presus de Iisus Hristos. Și din cauza aceea au apărut probleme în biserica din Corint. Mai apoi apar probleme de dezbinare și divizare între frați. O biserică cu multe probleme în capitolul acesta și avem și noi de învățat de aici cum să ne comportăm. Vedem mai apoi probleme despre imoralitate și tolerare a imoralității în biserică. Și vom observa ce înseamnă disciplina bisericească, cum se aplică ea și care ar trebui să fie atitudinea bisericii locale atunci când se ia o hotărâre disciplinară în biserică. Mai apoi, dragii mei, observăm problema litigiului între frați și mai rău, faptul că se judecau la păgâni. Și Apostolul Pavel îi mustră aspru pentru aceasta. Voi care veți judeca îngerii, nu puteți să judecați voi problemele dintre voi? Mergeți la păgâni să vă duceți în fața lor, să vă faceți de rușine în fața unor oameni păgâni? Mai apoi observăm problema conflictelor maritale. Și Apostolul Pavel reglementează pentru ei ceea ce înseamnă viața maritală, viața intimă, complexitatea dinamicii vieții maritale. Și acestea le găsim în 1 Corinteni scrise. Mai apoi, dragii mei, vom observa problema idolatriei și a mâncărurilor care au fost jertfite idolilor. Cum se împacă aceste aspecte în viața bisericii? Și noi trăim în vremea aceasta în contact cu multe alte națiuni care sunt împreună cu noi, oameni din alte națiuni care sunt împreună cu noi și inevitabil vom da cot în cot cu oameni care au altfel de înțelegeri. Oare cum ne raportăm la aceste situații? Într-o eră și o vreme multiculturală, cum ar trebui să se comporte Biserica lui Dumnezeu? Vom învăța în 1 Corinteni. Mai apoi, dragii mei, problema rânduielii bisericești și a cinei Domnului. Apostolul Pavel prezintă cum ne raportăm, cum ne prezentăm, cum ne îmbrăcăm la închinare și cum va trebui să stăm împreună în contextul cinei Domnului. După aceea, Apostolul Pavel prezintă problema mânuirii harismelor Duhului Sfânt și a neorânduirii în adunare. Da, Duhul Sfânt lucrează între noi, dar trebuie să fim atenți la felul în care se folosesc darurile Duhului Sfânt. Pentru ce sunt ele date? Cum sunt folosite? Care sunt ele? Acestea le vom învăța în cartea 1 Corinteni. Ca în final, Apostolul Pavel se prezinte problema escatologiei și a unei erezii care s-a inventat cu privire la înviere. Noi oricum nu o să înviem, așa că faceți ce vreți, că nu contează cu trupul acesta. Și Apostolul Pavel spune, stați un picuț, învierea este un plan al lui Dumnezeu,
Nu puteți face orice voiți. Și aici, din nou, vom învăța în 1 Corinteni. În tratarea acestor probleme, Apostolul Pavel stabilește răspunsuri cu privire la aspecte practice din viața bisericii locale. Așadar, 1 Corinteni este o carte foarte importantă pentru viața bisericii. Dar aș vrea să revin, frații mei, că răspunsul lui Pavel la toate aceste probleme practice, de fapt, este Evanghelia lui Iisus Hristos. Și vom vedea cum la fiecare problemă Apostolul Pavel pune baza și o fundamentează în noțiunea Evangheliei lui Iisus Hristos. Așadar, am putea spune că versetele cheie din 1 Corinteni sunt 1 Corinteni capitolul 1 cu versetul 30 și 31. Și prin voi și voi prin el, prin Iisus Hristos, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. De altfel, teza principală a Apostolului Pavel am putea să o numim relevanța lui Iisus Hristos în toate domeniile vieții. Indiferent care aspect al vieții noastre îl discutăm, Iisus Hristos este relevant să dea un răspuns pentru problemele și nevoile noastre. Și aici am putea să spunem versetele cheie din 1 Corinteni. Precum la Romani vorbeam despre capitolul 1 cu versetul 16, aici le găsim versetele 31 din 1 Corinteni, capitolul 1. Am mai putea adăuga la aceeași capitol ca niște versete cheie 1 Corinteni, capitolul 6 cu versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și prin care și care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Dovedind Apostolul Pavel că noi nu suntem ai noștri, ci orice facem trebuie să fie din prisma jertfei lui Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. E bine, dragii mei, vorbeam despre Biserica lui Dumnezeu, pentru că aceasta este tema introducerii din 1 Corinteni, primele trei versete. Haideți să revenim acum, care este autoritatea acestei epistole? Vă spuneam că a scris o scrisoare mai devreme Pavel, acum vine aceasta a doua. Este una canonică, o avem scris în Sfânta Scriptură, ea are autoritate. Dar ca să înțelegem de ce aceste cuvinte, aceste rânduieli, aceste sfaturi apostolice sunt vrednice de crezare, observați împreună cu mine versetul 1. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten. Observați cu mine, dragii mei. Înainte de convertirea sa, apostolul Pavel se numea Saul. Și dacă vreți să vedem distinția și de ce este importantă, Saul în limba originală înseamnă cel cerut prin rugăciune de la Dumnezeu. Numele apostolului Pavel, cel original Saul, asta însemna cel cerut de la Dumnezeu. Era născut din seminția lui Beniamin, de unde și împăratul Saul se născuse. Și eu gândesc că părinții când l-au născut pe apostolul Pavel, s-au gândit acest băiețel, îl numim Saul, e din seminția lui Beniamin. Poate Dumnezeu îl va face ca pe împăratul Saul, un om ales de Dumnezeu, să ducă poporul lui Dumnezeu mai departe, un om care Dumnezeu îl va folosi. Mai mult îl trimit la cea mai bună școală teologică și învață la picioarele lui Gamaliel, unul din cei mai învățați oameni ai vremii acelia. Și cu privire la statusul său originar, apostolul Pavel spune în Filipeni 3:4, măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult, eu care sunt tăiat împrejur în a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Unul care întru toate a ascultat de voia legii lui Dumnezeu, așa cum era rânduiala. Ăsta era Saul din Tars. Dar odată cu convertirea sa, asumă numele Pavel. Era numele roman al lui Pavel, a fost născut roman, dragii mei, măcar că avea ereditate de evreu. Numele acesta Pavel, știți ce înseamnă? Cel mic și neînsemnat. Dacă Saul însemna cel cerut prin rugăciune ca un răspuns divin, providență divină, Pavel înseamnă cel mic și neînsemnat. Și apostolul Pavel preia acest statut al său și începe epistola Pavel, virgulă. Adică cel mic și neînsemnat vă scrie vouă. Și el își asumă acest titlu, spunând în 1 Corinteni 15 cu versetul 10, dacă sunt ceva,
sunt în Hristos. Eu n-am nimica de la mine să vă dau, eu am numai ce mi-a dat Iisus Hristos. Pavel, cel mic și neînsemnat, acum zice chemat, kletos, care înseamnă chemat, invitat sau convocat de Dumnezeu la un oficiu. General vorbind, termenul este folosit, dragii mei, pentru o chemare fie la slujire sau fie la mântuire. Și Pavel spune, Pavel, chemat să fie apostol. Apostolos din limba greacă înseamnă un mesager, unul trimis într-o misiune, delegat sau o persoană comandată de o alta să o reprezinte într-o capacitate. Cel mai propriu ar fi trimis, care pune accentul pe autoritatea care comandă. Apostolii, dragii mei, nu au ei autoritatea înseși, în sine, ci ei o au pentru că sunt delegați de Dumnezeu, precum un delegat politic are o autoritate. La masa Națiunilor Unite stau delegați din națiunile respective. Un delegat n-are el putere să amenințe pe nimeni. El se rezidă pe puterea țării pe care o reprezintă. Ca de exemplu, delegatul din America, el se reazămă pe puterea Americii când spune un cuvânt din partea președintelui Americii. Și delegații au o diferită putere în concomitate cu țara din care vin. Ca de exemplu, un delegat din America are mult mai multă autoritate ca un delegat din cea mai săracă țară din Națiunile Unite, din Nigeria, de exemplu. Unul din Nigeria n-are același cuvânt ca unul din America. Delegatul n-are el putere, el o are din țara din care vine. Apostolul Pavel ce spune aici, dragii mei, este că el nu are autoritate el este mic și neînsemnat, dar Iisus Hristos l-a chemat la această slujbă, l-a autorizat, l-a împuternicit și el reprezintă pe Hristos. De altfel, expresia de apostol, știți ce înseamnă? Este unul trimis în numele altuia care face ce ar fi făcut ăla care l-a trimis dacă ar fi de față. Adică Pavel spune, ce vă zic eu, v-ar fi vorbit Iisus Hristos dacă era el acum prezent. Dar el fiind în ceruri, m-a trimis pe mine, în numele lui eu vă spun ce v-ar spune exact cuvintele lui Dumnezeu. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos, chemarea aceasta vine de la Iisus Hristos. Și, dragii mei, nu a aplicat Pavel la oficiu de aplicații pentru apostolie. Doamne, fă-mă un apostol. Doamne, ajută-mă să ajung apostol. Nu. Ci apostolul Pavel spune, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu. Hotărârea de apostolie a lui Pavel, Dumnezeu însuși a făcut-o. Mărit să-i fie numele. Dumnezeu este cel care i-a dat pe unii apostoli, evangheliști, proroci, învățători, păstori. El i-a dat. Și Dumnezeu a ales ca Pavel să fie un trimis și împuternicit. De ce Pavel? Așa a vrut Dumnezeu. Și pe Pavel Dumnezeu îl trimite. Și el acum se adresează acestei biserici, parafrazând acest verset, ca și cum am spune eu, care sunt un nimeni, dar convocat special de Dumnezeu după planul său, trimis ca delegat în numele lui Iisus, vorbind ca și cum el însuși va vorbi, vă spun epistola aceasta. Asta zice Apostolul Pavel cu versetul 1. Și aceasta este important, dragii mei, să subliniem, deoarece când vom intra în studiul acestei cărți, vom da de niște versete care poate ne vor face un pic inconfortabil. Ca de exemplu, disciplina bisericească. Cum adică să pui pe cineva deoparte? Cum adică să pui pe cineva să-l dai afară din biserică? Da, pentru că asta este învățătura lui Iisus Hristos și nu trebuie să ne ferim de ele. Cum adică să ne îmbrăcăm într-un mod anume? Adică să port batic? Eu nu vreau să port batic. Dar e treaba ta. Asta nu zice Pavel, asta nu scrie un om, nu un păstor. Iisus Hristos dă această învățătură. Când vorbim despre aceste principii găsite în această carte, dragii mei, sunt cuvintele lui Iisus Hristos prin delegatul său, apostolul Pavel. Și este important să subliniem aceasta, înțelegând că aici nu vorbim despre niște lucruri, dacă vom vrea să le facem, aspecte culturale din Corint, ci acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Mărit să-i fie numele! E bine, dragii mei, apostolul Pavel se adresează Bisericii lui Dumnezeu. Și aș vrea acum, în încheiere, să privim la patru aspecte ale Bisericii lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi avem obiceiul să evaluăm anumite biserici după aspectul lor exterior sau felul în care se exteriorizează. Și, prin urmare, îi aprobăm sau îi descalificăm. Ca, de exemplu, spunem, oh, la biserica ăia spocăiți, mă. Bă, dacă mergi la biserica aia, ești primul în linie la Raiul lui Dumnezeu.
Dacă mi-e la biserica aia, vai de capul lor, cineva zicea odată cu privire la biserică, ăia drept în fundul iadului o să meargă. Ai văzut cum îs, ai văzut cum fac, ferească-te Dumnezeu. Noi așa evaluăm când privim la felurite biserici. Dar observați, dragii mei, ce face Apostolul Pavel? Privește la o biserică cu foarte multe probleme, cu multe complicații, cu multe injurii, cu multe dezbinări între ei, cu imoralitate grosolană, de ți era rușine de ei așa ceva, cu judecăți între ei și multe probleme. Și Apostolul Pavel vrea să spună, măi nenorociților, păi eu v-am crescut în Domnul Hristos și voi v-ați lăsat de pocăință, păi voi direct la iad vă duceți. Nu. Apostolul Pavel îi numește Biserica lui Dumnezeu, dovedind că noi, ca și biserici locale, putem să greșim în multe domenii. Avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu să ne recalibreze, să ne realinieze, ca să stăm pe fundația Evangheliei lui Iisus Hristos. Doamne, ajută la aceasta! E bine, dragii mei, patru aspecte cu privire la Biserica lui Dumnezeu, la Church of God. Numărul 1, dragii mei, ei sunt Biserica lui Dumnezeu. Corintenii sunt Biserica lui Dumnezeu. Dar au probleme morale, dar au probleme, au situații între ei, au certuri. Nu contează. Ei sunt Biserica lui Dumnezeu. Pavel putea să spună, voi biserica care eu v-am fondat. Că așa era. El a fost primul care a predicat în Corint, a pus umărul la lucrare și s-a născut biserica din Corint. Și de altfel, în 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 21, zice, ce voiți? Să vin la voi cu nuiaua sau cu dragoste și cu Duhul blândeții? Ca un tată, el spune, eu am dreptul asupra voastră. Eu am lucrat, eu v-am crescut și dacă e nevoie, ca un tată, iau nuiaua și vă bat. Că ați făcut prostii. Ei bine, dragii mei, Apostolul Pavel nu spune, asta e biserica mea. Apolo, ia pleacă de aici. Eu am lucrat, eu am pus umărul, nu, nu. El spune, biserica asta, dragii mei, este biserica lui Dumnezeu. Pentru că Pavel spune, eu am sădit, Apolo a udat, dar cel ce a făcut să crească este Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Adică, dragii mei, orice biserică are la fundație pe Dumnezeu care se interesează de ea, lăudat să-i fie numele. Eu voi zidi biserica mea, spune Iisus Hristos, și porțile locuinței morților nu vor birui. Câtă vreme o biserică caută fața lui Dumnezeu, are Domnul metode să vorbească, să instruiască, să corecteze, să pună în ordine lucrurile. Ei sunt, dragii mei, biserica lui Dumnezeu. Și de altfel, biserica, aici a folosit cuvântul, este eclesia, adică cei chemați afară din, îmi place expresia lui Pavel, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Adică biserica aceasta, dragii mei, este prezentă în Corint. Unde? La Las Vegas, în centrul imoralității, unde ei fac pe stradă droguri, ai prostituții la fiecare colț, ai cazinouri în fiecare casă, acolo unde domnește păcatul, acolo Dumnezeu și-a sădit o biserică. Știți ce spune aceasta, dragii mei? Dumnezeul bate pe satana la el acasă. Atât de puternică este Evanghelia, încât nimic nu-i poate sta împotrivă. Când Dumnezeu luminează în întuneric, el străbate întunericul, aduce oameni la lumină și dă mântuirea prin Iisus Hristos. Lăudați să-i fie numele. Așa de puternică este Evanghelia lui Iisus Hristos. Cei ce aud Evanghelia vieții, care se întorc cu față spre Dumnezeu, sunt mântuiți chiar din mijlocul lui Las Vegas. Biserica aceasta lui Dumnezeu este în Corint, dragii mei. Arătând astfel, Pavel, că Dumnezeu nu ne-a chemat să trăim undeva pe un munte, numai noi izolați cu Domnul Iisus. Noi suntem chemați să trăim în lume, dar să fim neîntinați de ea. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, în mijlocul unei lumi căzute în păcat, Dumnezeu are o mărturie. Și e adevărat că ei pot să fie pe undeva influențați, loviți de conflictele lumii acesteia. Și de aceea, Pavel le scrie ca să se corecteze. Dar observați, dragii mei, ei sunt Biserica lui Dumnezeu. Oh, la aia nu merg în rai. Numai noi mergem în rai. Dacă vrei să mergi în rai, categoric, să te faci membru biserica noastră, dacă nu ai ce merge în cer. Dragii mei, Dumnezeu are biserica lui globală, pretutindeni. Și din bisericile locale, de pretutindeni pe acest pământ, Dumnezeu își va răpi mireasa acasă. Lăudați să-i fie numele. Cu privire la acești sfinți din Corint, Pavel numește Biserica lui Dumnezeu. În al doilea rând, ei sunt numiți sfinți în Hristos. Observați
către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus. E bine, dragii mei, sfințiți, agazio, înseamnă consacrați, purificați sau puși deoparte ca fiind socotiți ceva special, sacru. Adică spune Apostolul Pavel, acești oameni au ajuns în această stare nu prin propria lor voință sau luptă, ci prin jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos. În Iisus Hristos voi ați fost sfințiți, puși deoparte pentru Dumnezeu. Integrarea noastră în biserică, dragii mei, nu ne aparține nouă, ci este în exclusivitate lucrarea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul. Roman 5:2. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har, în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Prin Iisus Hristos Domnul am fost sfințiți. De vechile noastre păcate, de vechile noastre plăceri, de luptele carnale, de luptele gândurilor noastre, Dumnezeu ne-a sfințit prin Iisus Hristos. Așadar, această biserică este eclesia, chemată afară din Las Vegas, din păcatele lumii, din Corint, ca să vină la Dumnezeu să fie cu totul puși deoparte pentru lucrarea Domnului. Aceștia sunt sfinții din Corint. În al treilea rând spune Apostolul Pavel că ei sunt chemați să fie sfinți. Nu doar că sunt sfințiți pozițional, dar sunt chemați să fie sfinți. Către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Iisus Hristos, chemați să fie sfinți. E bine, dragii mei, nu doar că ne bucurăm pozițional că noi suntem sfințiți în Hristos, ci Dumnezeu ne cheamă să ne însușim aceea sfințire în viața noastră. Și observați ceva. Pavel, chemat să fie apostol, adică s-a făcut o strigare și Dumnezeu l-a acaparat pe Pavel, similar noi suntem kaleo, chemați să fim sfinți. Dumnezeu face o strigare la noi să intrăm în starea aceea de sfințenie prin Iisus Hristos. Și de aceea spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 7:1, duceți până la capăt sfințirea voastră. Știți că pozițional El ne-a sfințit prin Hristos, ne consideră sfinți în Hristos, dar ne cheamă să ne însușim haina mântuirii, să trăim în acest aspect al sfințeniei. Și zicea Apostolul Petru, dați-vă și voi dorința, nu? Dați-vă și voi măcar bunăvoință. Măi, oameni buni, vă mântui Hristos, măcar bucurați-vă de atâta. Nu! Dați-vă toată silința, luptați-vă asidu să rămâneți în fața lui Dumnezeu, într-o stare după voia Lui. Doamne, ajută la aceasta! Nu doar că ne-a sfințit, noi suntem biserica Lui, El ne-a sfințit prin Hristos, dar ne cheamă activ să fim sfinți, dragii mei. Și în ultimul rând, ei cheamă numele Lui Iisus Hristos. Către cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Focalizarea bisericii este în Domnul Iisus Hristos, iar practica lor, dragii mei, în orice loc este să cheme, epicaleo, să facă apel, adică a te adresa, a invoca numele lui Iisus Hristos. La orice întâlnire bisericească a noastră, știți ce contează, dragii mei? Nu predicatorul, nu cântărețul, nu cântarea, contează să fie lăudat Iisus Hristos Domnul. El este în centrul atenției noastre și repolosesc acea expresie a cristocentrismului. Hristos este în centru a tot ceea ce facem. Dacă Dumnezeu a dat har în predică, lăudat să fie Iisus Hristos. Nu că o predica bine predicatorul, Doamne ajută, dar Dumnezeu a dat har. Dacă este o cântare care ne facem să plângem, nu că a avut cineva voce, Iisus Hristos a dat har, măriți să-i fie numele. Dacă Dumnezeu salvează pe cineva de la păcat, îi lăudat Iisus Hristos Domnul între noi, lăudat să-i fie numele. Către toți cei ce cheamă într-un loc numele lui Iisus Hristos. Și aceasta denotă că oricând se adună într-un loc biserica, ei fac un singur lucru. Ei apelează la Iisus Hristos. De aceea, numai acest lucru distruge, dacă vreți, elimină diviziunile dintre noi. Pentru că dacă Iisus Hristos contează, nu mai contează nici statusul meu social, nici câți bani am, nici de unde vin, nici dacă sunt născut în care parte în România, contează că-L iubesc pe Iisus Hristos Domnul. E bine, dragii mei, atunci Apostolul Pavel are o dorință sinceră pentru această biserică prinsă în luptele din Las Vegas, din Corint. Har și pace de la Dumnezeu,
Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Cele două elemente fundamentale necesare pentru o bună viețuire în mântuire. Harul, dragii mei, este agentul prin care Dumnezeu ne-a fondat mântuirea. Este benevolența lui Dumnezeu. Este darul nemeritat prin Hristos creat pentru noi. Nimeni nu ne putea mântui dacă Dumnezeu nu dădea har pentru noi ca să ne mântuiască. Și, dragii mei, harul, zice Tit 2, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum în fața lui Dumnezeu așa cum cere El, dragii mei. Harul este agentul care ne învață că nu putem să trăim cum vrem, în imoralitate, în judecăți, în certuri, în probleme. Harul ne învață și dacă primim har, Dumnezeu ne dă pace, adică ne pune într-o stare după voia lui Dumnezeu și ne împacă cu Iisus Hristos, face o reîntregire cu Dumnezeu în viața noastră. Și aceasta, dragii mei, face harul în viețile noastre și aduce pacea lui Iisus Hristos. Și pentru biserica din proverbial Las Vegas, din Corint, în mijlocul imoralității, a păcatelor, Pavel le spune adevărat. Voi aveți multe probleme, dragii mei, le rezolvăm în această epistolă. Dar observați, voi sunteți biserica lui Dumnezeu, nu uitați acest lucru. Voi sunteți sfințiți prin Iisus Hristos care a murit pentru voi. Dar voi ați fost chemați să fiți sfinți, dragii mei, și întotdeauna, dacă ceva contează între voi, îi lăudați să fie Iisus Hristos. Și atunci, harul care aduce mântuire și care ne spală, care ne curăță, care ne învață, va aduce pacea lui Dumnezeu în mijlocul vostru și vă va reîntregi să fiți cu adevărat o biserică a lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Și dacă Dumnezeu ne va ajuta în următoarele luni cât va trebui, vom învăța despre viața noastră spirituală în contextul bisericii, cum ar trebui să ne comportăm. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.